Bună seara și bine v-am găsit la UMFST Live. Sunt Anca Rusu și mă bucur să vă am alături. În cadrul ediției din seara aceasta, tema discuției pe care vă propunem este Clubul de Robotică RoboPapiu din cadrul Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș. O echipă frumoasă și muncitoare, de la care vom afla în seara aceasta care este misiunea lor în comunitate, cine sunt mai exact membrii acestei echipe și în ce departamente activează, care sunt competițiile la care au participat, respectiv cele la care urmează să participe și în ce constă acestea, respectiv, nu în ultimul rând, câteva experiențe proprii din spatele culiselor. Însă nu doresc să dezvălui mai multe, căci în seara aceasta am alături de mine doi membri ai acestei echipe, respectiv pe Alina Boca, membră a echipei Clubului de Robotică RoboPapiu și de asemenea elevă clasa 12-a la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, profilul matematică informatică, intensiv informatică, respectiv pe Goria Ștefan, de asemenea membru în Clubul de Robotică RoboPapiu și elev în clasa a 12-a la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, profilul matematică informatică bilingă engleză. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Și ne mulțumim. Și pentru început aș dori să vă întreb care este misiunea voastră în comunitate. Practic, ce scop vă propuneți voi prin acest club de robotică? Păi, prin acest club de robotică, noi ceea ce dorim este să arătăm comunității că liceul nu constă doar în a învăța și a te pune în legătură doar cu notele și este foarte important să-ți găsești o pasiune, o dorință de a schimba ceva în viitor și astfel cu un domeniu ca asemenea cu robotica, consider că am putea să facem acest lucru și să arătăm comunității că există puterea și în adolescenții, elevii care sunt acum în clasele 9-12. Foarte frumos spus, mulțumim mult! Când a fost înființat acest club și cum anume a evoluat acesta de-a lungul timpului? Clubul nostru s-a înființat în 2016, odată cu primul sezon FTC în România și am participat la toate cele 7 sezoane. În momentul de față ne aflăm în sezonul 7, iar echipa noastră a suferit modificări pentru că membrii au plecat pe urmă la facultate, au venit membrii noi și în momentul de față suntem în jur de 15? Cam 15-17. Am înțeles. Cine sunt membrii echipei și de la ce profile vin acestea și respectiv clase? În principiu suntem elevi de matematică informatică. Uh-huh. Avem totul și de la științele naturii și științele sociale și suntem din clasa 9 până în 12. Am înțeles, deci cultivați diversitatea. Din câte am înțeles, clubul de robotică este împărțit în anumite departamente. Ei bine, dacă ați putea în cele ce urmează să-mi spuneți care sunt aceste departamente și să-mi faceți o scurtă descriere a acestora. Deci, primul departament ar fi departamentul tehnic, cel de construcție, care se ocupă cu ingineria robotului, cu construcția acestuia și proiectarea lui. Uh-huh. Este un departament în care ai nevoie de creativitate, pe lângă niște principii ale fizicii pe care trebuie să le folosești, dar fiind mai mulți și fiind într-o echipă, fiecare vine cu idei proprii și reușim în fiecare an să creăm un robot de care suntem chiar mândri. După aceea ar fi departamentul de programare, care vine mână-mână cu departamentul tehnic. Noi ajutăm pe cei de la programare să dea viață robotului, să-i dea un creier pe care cu care să poată reușească să facă ceea ce trebuie în acel an, adică provocarea de care ne-a dat-o cei de la Nație prin Educație. Iar după aceea este departamentul de 3D, care se ocupă cu proiectarea pieselor pe care noi nu le găsim pe piață sau care nu le putem lua chiar în acel moment și de asemenea proiectarea robotului într-un soft cu care ne prezentăm în fiecare an la competiția First Tech Challenge. Și iar după aceea departamentul de PR, care se ocupă cu prezentarea echipei de robotică în comunitate, crearea unor evenimente care să ajute comunitatea, nu doar echipa de robotică, dar să aducem și un plus comunității cu anumite activități extracurriculare, cum ar fi strângere de fonduri pentru oamenii nevoiași sau petrecerea după meselor cu copii din clasele primare. Iar mai este alt departament?
Driving. Ah, da, departamentul de driving, la care în momentul de față driverul nostru, cel care controlează robotul printr-un joystick, este de asemenea membru al departamentului de programare. Am înțeles. Există anumite criterii după care sunt repartizați membrii echipei în aceste departamente? În principiu, fiecare își alege unde ar vrea să meargă. Și pe urmă vedem dacă se descurcă, dacă nu îi spune, hai, încearcă și altceva. Avem persoane care, de exemplu, fac parte din departamentul de construcție, dar sunt și la 3D pentru că îi ajută foarte mult, pentru fiind constructori, știu ce piese au nevoie. Sau, cum a zis colegul meu, avem o persoană, driverul, care face programul în sine, deci el știe robotul mult mai bine și știe cum să-l controleze și în joystick. Și, de asemenea, în momentul în care avem recruții, cei care vor să aplice la sfârșitul fiecărui an, organizăm în timpul vacanței de vară niște așa numite cursuri de pregătire în care îi punem pe toți să vină la fiecare curs de pregătire de pe fiecare departament și în momentul acela vedem ce s-ar potrivi cel mai bine. Chiar dacă, să zicem că el la început zice că ar vrea să se bage pe departamentul de programare, dacă noi vedem că are o înclinație mai mare pe departamentul tehnic, atunci îi vom spune că ar trebui să se ducă acolo. Deci să înțeleg că în fiecare an faceți recrutări? Da, la finalul sezonului, după etapa națională, dăm drumul la înscrieri și în timpul verii, poate chiar și început de septembrie până apare tema concursului din următorul sezon, noi avem aceste ateliere, cursuri cu ei și vedem unde și cum. Am înțeles. Și voi susțineți aceste cursuri sau aveți și un profesor coordonator care vă ajută? În principiu suntem noi, cei din sezonul precedent, dar și doamna profesoară ne ajută câteodată, dar noi suntem în sine, noi lucrăm cu ei mai mult. Etapa de recrutare este făcută de către noi, chiar după finalul sezonului. Noi mergem și încercăm să aducem cât mai mulți elevi și să le arătăm ce înseamnă robotica, mai ales prin liceu începem să mergem în pauze, în clasele tuturor elevilor, să le explicăm ce facem, că poate reușim să găsim pe cineva care nu a aflat până atunci, dar vrea să se bage. Iar după aceea, da, cum a zis și colega mea, cu doamna profesoară coordonatoare, încercăm să-i le prezentăm mai general tot ceea ce facem. Sunt curioasă în cele ce urmează de munca pe care o prestați voi în cadrul clubului, practic cu ce vă ocupați voi, iar mai apoi ceilalți colegi. Păi eu, de exemplu, mă ocup de partea de Instagram, de postări, de mesaje, de relațiile cu celelalte echipe pe social media și altfel mă mai ocup de activități. Le dau o mână de ajutor colegilor mele care lucrează practic când facem materiale promoționale și cu băieții, suport emoțional, să spun așa. Da, am înțeles. Iar în privința ta? Eu am fost la început pe partea de construcția robotului, am ajutat la construcția robotului din sezonul precedent, iar după aceea m-am ocupat foarte tare pe partea de recrutări. Am organizat recrutările de anul trecut și de asemenea pe crearea de evenimente atât legate de robotică, dar cum am zis și legate de comunitate. Am încercat să le îmbin și să facem cât mai multe chestii ca să arătăm că clubul nostru se implică în tot ceea ce contează. Din câte a spus Alina mai înainte, există o competiție denumită First Tech Challenge, care a avut până acum 7 sezoane, iar clubul vostru de robotică, RoboPapiu, a participat până acum la toate cele 7 sezoane. Aș fi curioasă în ce constă o astfel de competiție, ce trebuie voi să faceți mai exact acolo? Păi, la început de septembrie apare tema live din America și este o animație cu jocul în sine, ceea ce trebuie să facem. Este un teren și suntem, în general, suntem două alianțe, patru roboți și trebuie să facem cât mai multe puncte. Ceea ce diferă de la an la an, pentru că anul acesta avem de pus niște conuri pe niște bețe cu arcuri. Care e destul de interesant, pentru că au nivele diferite. Anul trecut a fost cu rățuște, cu cuburi, deci depinde.
Iar robotul îl creați voi, nu cel da, cu care robotul, faceți această competiție. Robotul este creat de noi în fiecare sezon. Okay. Este creat, cumva ne folosim și de ce am creat sezonul trecut și modificăm din ideile trecute ca să-l facem să fie cât mai ok. De exemplu, baza pe care am creat-o noi pentru robotul de sezonul trecut a rămas și pentru sezonul acesta. Cu mici modificări la dimensiuni. Exact. Și există mai multe etape după care se desfășoară această competiție. Păi există mai întâi etapa înainte de regională, sunt niște mini-competiții organizate de anumite cluburi de robotică, numite demo-uri, în care participă mai multe cluburi, dar care s-a apropiat de orașul care organizează, la care am participat de asemenea și noi, iar demo-urile acestea sunt foarte importante pentru un caiet tehnic, un caiet ce prezintă toate evenimentele echipei, toate lucrurile pe care le-am făcut în acel sezon și care contează foarte tare în etapa de jurizare a regională. Da, caietul tehnic atestă tot ceea ce facem noi. Trebuie să avem activitățile, chiar și partea tehnică cu explicații. Dacă nu avem explicațiile, un pic mai greu cu jurații să-i convingem că noi am făcut totul. Pentru că tot ați menționat de partea aceasta de jurizare. Care sunt criteriile după care sunteți evaluați? Suntem evaluați după mai multe criterii, de exemplu pe programare. Suntem evaluați dacă am reușit să aducem ceva nou în programul pe care l-am creat pentru robot, pe partea de construcție, dacă am reușit să aducem o inovație în construcția robotului, să facem ceva mai diferit de restul echipelor, dar de asemenea și pe partea de comunitate, cum ne-am implicat noi ca și echipă în comunitatea în care ne aflăm. E foarte important pentru această competiție să le arătăm că noi suntem că pasiunea noastră nu se limitează doar pentru liceul nostru și în tot orașul. Și mai sunt și contează foarte mult inovația. Deci pe partea aceasta sunt foarte axați pe inovație. Să vadă că nu suntem limitați de o anumită gândire și gândim, încercăm să spargem bariere. Am înțeles, ceea ce este foarte bine până la urmă, să vină fiecare cu ceva nou. Din câte am înțeles, anul acesta ați participat deja la etapa regională a acestei competiții și urmează să mergeți la etapa națională, ce se va desfășura în București. Aș vrea în cele ce urmează să-mi împărtășiți câteva experiențe de la etapa regională a acestei competiții, etapa care tocmai a trecut, unde s-a desfășurat, ce a trebuit să faceți. Etapa regională s-a desfășurat tot în București, la Rectoratul Universității Politehnice din București. Și niște experiențe pe care eu le-am trăit, am fost foarte impresionat de faptul că au fost anumite echipe care sunt și din afara țării, au participat echipe din Grecia, Israel, care am reușit să mă împrietenesc și am văzut anumite stereotipuri de oameni total diferite. Și ce a fost cel mai interesant a fost faptul că am reușit să mă conectez cu oameni care au un mod de gândire total diferit față de al meu. Am reușit cumva prin pasiunea asta de robotică, chiar dacă nu gândim la fel, să ne înțelegem pe durata 3 zile cât a fost toată etapa. Și te simțeai primit de toți ceilalți și era așa un sentiment că te cunoști cu ei de mai mult timp. Deci înțeleg că, deși a fost o etapă regională, au participat și din alte țări echipe? Da, au participat, cam 3 echipe din alte țări. Iar în ceea ce privește modul de desfășurare, ar trebui să duceți din nou robotul respectiv și să aveți acele mici întreceri între robot? Da. Am înțeles. Tu ai participat la această etapă? Nu, am participat, din păcate. Câți membri ai echipei participă de obicei la o etapă? Nu este o limită. De pildă, la etapa aceasta regională am participat 10 elevi. Și la înțeles. Următoare vom fi aproape toată echipa. Păi vom fi 16. Am înțeles. Deci de regulă la etapa națională... Cam toată echipa cam vine. Toată echipa. Și există și o etapă internațională. Da, există și o etapă internațională care anul trecut, din câte știu, a fost câștigată chiar de o echipă din România. Da, Delta Force. Delta Force, exact. Am înțeles. Și în ce țară se va desfășura anul acesta? De obicei, cred că se desfășoară în America. America, de obicei. Eu vă urez mult succes. Sperăm să ajungeți până acolo, după care să reveniți la noi în studio și să ne împărtășiți câteva experiențe din America. Am vrea.
Aș vrea să vă întreb în cele ce urmează, ce alte activități mai desfășurați cu acest club de robotică? Pentru că mi-ați spus că încercați să nu vă axați doar pe aceasta și să vă lărgiți cumva orizontul, să mergeți și în alte părți. Și m-am uitat și eu puțin pe pagina voastră de Instagram și am văzut că aveți mai multe activități. Acele demo-uri despre care ați spus, de exemplu, caravana Edu Robo Papiu. De asemenea, am văzut că mai organizați căutări de comori, treasure hunt, mystery box și așa mai departe. Da, avem activități strict pentru elevii noștri și pentru persoane din comunitate. Uh-huh. La nivelul liceului am avut acest treasure hunt înainte de vacanța de iarnă, în care au participat elevii de gimnaziu. Și a fost foarte drăguț, foarte distractiv pentru ei. Le-a plăcut. Adică sper că le-a plăcut. Ne-am avut de muncă totuși. Da, eu sper că s-au bucurat, au fost în jur de 7 camere, 7 sau 8. Au fost, da, cam 7 camere, 7 provocări de care au trebuit să treacă. 7 provocări, au fost ghicitori, au fost probe sportive, mm-hmm. Deci s-au distrat. Am avut la începutul anului un mystery box. Acolo le-am dat elevilor de clasa noua, doar cei de-a noua, o cutie la ora de dirigenție. Și aveau acolo un cod QR care îi ducea la o melodie. Și de acolo trebuia să-și dea seama ce ar trebui să construiască, la ce se gândesc. Oh. Și aveau în cutie, asta mă gândesc, frunze, spaghete, capace și ei cam toți au construit un robot. Oh. Și au fost foarte drăguți. Așa și... Am văzut, spre exemplu, că organizați o caravană, caravana Edu Robo Papiu. Da, acolo a fost proiectul, mai mult proiectul de anul trecut, în care am încercat să facem un site pe care să postăm mici lecții mai fun, să spun așa, despre fizică, despre chimie, mici experimente pe care copiii de gimnaziu pot să le facă acasă, da. să găsească o parte distractivă în toată partea asta de matematică, inginerie și așa. Am înțeles. Și ați avut o activitate organizată și de 1 decembrie? Da, de 1 decembrie a fost mai mult pe social media cu echipele din țară și am avut harta țării colorată în culorile tricolorului și le-am spus să-și pună logo-ul fix în județul lor. Și așa am încercat să umplem harta. Oh, foarte interesantă activitatea. Pentru că tot ai menționat de partea de social media. Ce mijloace folosiți pentru a promova clubul de robotică? În principiu folosim Instagram, dar și pe Facebook ne găsiți tot așa RoboPapiu, dar noi ne axăm, adică în general echipele de robotică se axează pe Instagram, poate și pe YouTube, dar mai mult pe Instagram, am observat și eu, că și eu acolo lucrez. Și avem tot felul de story-uri, reels-uri, postări săptămânale, cât mai des încercăm noi să fie. Să țintim în comunitate, dar și comunitatea locală, dar și comunitatea echipelor. De asemenea, am creat și flyere cu un cod QR pe care să intre persoanele care poate nu ne găsesc pe Instagram sau Facebook. Am împărțit aceste flyere prin oraș cu scopul de a le arăta lumii că există un club de robotică. Deci să înțeleg că încercați să țineți mereu la curent comunitatea cu ceea ce faceți voi acolo și ceea ce se întâmplă. Da. Ce v-a motivat pe voi să vă înscrieți în clubul de robotică? Mai întâi, din ce an faceți parte sau din ce clasă, dacă vă este mai ușor așa? Și ce v-a motivat să continuați această activitate? Amândoi cred că facem parte din clasa 6-a. Da, 2020. Da, la final de anul ne-am înscris amândoi. Pe mine cel puțin m-a motivat ca să ies din zona mea de confort. Chiar am vrut să fac parte din departamentul de programare. Când m-am înscris, au fost mult prea multe persoane și am zis că eu nu fac față, cât de cât. Și am tot traversat. Am fost și driver și acum am ajuns la PR. Deci, găsesc loc. Și m-am motivat să ies din zona mea de confort, să învăț lucruri noi, pentru că eu la început de clasa nouă, dacă vă vine să credeți, nu puteam să vorbesc în public. Și acum, uitați-vă la mine, la televiziune. Deci se înțeleg că ai trecut prin mai multe departamente până ți-ai găsit ușor locul. Exact. Mulțumim mult, Alina! Eu încă din clasa 7 eram pasionat de informatică, fizică, dar în același timp nu voiam să o limitez doar pentru școală. Nu voiam ca lucrurile acestea să se limiteze doar pentru lecții sau anumite exerciții. Și am vrut să le pun în ceva practic,
Iar niște colegi de an mai mare mi-au prezentat în clasa 8-a faptul că ei sunt într-un club de robotică. A fost prima oară când am auzit de chestia aia și în acel moment am fost acaparat de această idee și până n-am reușit să intru, nu m-a lăsat. Da, ce-i drept, și eu am aflat în clasa 7 de la o prietenă de clubul de robotică și am zis, de aceea vin la Papiu, pentru clubul de robotică. Deci, da. Ceea ce este un lucru bun până la urmă, exact. Pentru că atrage elevii și, cum a menționat și Ștefan, vă ajută foarte mult și pe partea aceasta practică. Dacă exact. La materii învățați mai mult teorie, aveți oportunitatea de a experimenta acolo mai mult. Cum simțiți că v-a ajutat pe plan personal acest club până acum, activitatea pe care ați desfășurat-o voi până acum, cum și prin ce v-a ajutat să vă dezvoltați? Pe mine m-a ajutat prin faptul că cu ajutorul roboticii am reușit să-mi setez anumite direcții în viață. Am reușit să-mi creez o idee legată de viitorul meu, dar de asemenea am reușit să-mi dau seama că viitorul și lumea ce mă înconjoară nu este, este schimbătoare, iar eu vreau să particip la această schimbare și prin chestia asta de robotică încerc cumva să mă bazez. Alina? Așa cum a spus Gorea, îi dau dreptate, dar vreau să fac parte din această schimbare, dar mai mult pentru mine, băieții mei, așa băieții mei, așa le zic, copiii mei, să zic, chiar dacă sunt mai mari decât mine, m-au ajutat foarte mult. Deci eu înainte nu puteam să, adică cred că nu eram în stare să țin prietenii, să leg prietenii, să comunic, mai ales cu băieții. Și acum toți prietenii mei sunt băieți aproape și mă distrez, deci râd cu ei și mă ajută să mă destresez. Și am ieșit foarte mult din zona mea de confort de când sunt cu ei. Deci înțeleg că ție ți-a dat încredere cumva. Da, deci mi-a dat încredere și m-a ajutat foarte mult. Cum ați încurajat la rândul vostru și alți elevi să ia parte la diverse activități extrașcolare? Păi, acum dacă ne referim la activități extrașcolare, eu aș zice că pentru orice elev este neapărat, indiferent dacă e robotică, dacă nu e robotică, să se axeze pe ceva, chiar dacă consideră că poate nu are nicio legătură cu ceea ce vrea el în viitor. Din cauza că cu acel lucru s-ar putea să-și descopere cu adevărat o altă pasiune. Da. Și e important să-ți găsești o chestie care să-ți umple timpul liber. N-ai putea ca după școală să te axezi pe asta în casă. Trebuie să-ți găsești ceva, măcar cum a zis și Alina, să-ți găsești prieteni noi, da. Să-ți legi prietenii, să-ți mărești încrederea în sine. Uh-huh. Cumva trebuie să te dezvolți cu aceste activități extrașcolare. Uh-huh. Și dacă ne referim la robotică, da. Eu aș zice că ar fi cel mai important dacă consider că aceste materii, cum ar fi fizica, informatica, te pasionează, dar simți că nu vrei să rămâi doar pe partea de teorie, de lecții. Simți că poate te plictisezi și că nu ai, n-ai putea să rămâi concentrat doar pe ele, atunci ești primit la robotică să ne arăți ceea ce poți face. Mulțumim mult, Ștefan. Alina, tu cum ai încurajat alții? Nu cred că aș avea foarte mult de adăugat față de ce a zis Gorea, dar... încurajez, pentru că trebuie să ieși din zona ta de confort ca să te dezvolți. Și activitățile astea te împing un pic ca să faci, să vorbești cu lume, să vorbești cu sponsor, să vorbești cu persoane adulte, să faci anumite chestii, să pui mâna să lucrezi. Deci te pun în priză să lucrezi. Pentru că tot ai menționat de sponsori. Aveți anumite companii care vă sponsorizează? Da. Avem o companie locală, 3SS, care ne sponsorizează. Anul trecut a fost și Azomureș. Azomureșul ne sponsorizează de câteva sezoane și anul acesta E.ON-ul ne sponsorizează. Am înțeles. Deci înseamnă că dacă vă sponsorizează aceste companii importante, totuși sunteți la un nivel destul de... Așa sperăm. Sperăm. A devenit robotica o pasiune pentru voi? De când ați început până acum? Da. Da. Dar eu cel puțin nu aș merge la facultate pe un profil de robotică totuși. Mm-hmm. Dar totuși m-a ajutat foarte mult robotica și da, m-a ajutat, a devenit o pasiune, dar poate nu neapărat partea de construcție. Poate partea aceasta de social media, de promovare. Pentru că sunteți acum în an terminal, amândoi. Ce v-ați gândit să faceți mai departe? Aveți o direcție în care ați vrea să mergeți? Păi, la mine tot informatică ar fi. Informatică pură sau calculatoare? La mine ar fi tot pe parte de robotică
chiar pe la facultate de robotică sau mecatronică, dar n-aș vrea să las această pasiune să se ducă. Adică aș vrea să continui ceea ce am făcut și în liceu, dar mai pe o parte mai frumoasă, mai. Iar în ceea ce privește clubul de robotică, mai aveți alte proiecte ce urmează a fi desfășurate în viitor? Păi, mă gândesc că după etapa națională vom avea din nou câteva activități în comunitate cu elevii din clasele primare. Pe urmă, poate vor fi înscrierile pentru noul sezon, pentru că noi, cei de-a 12, facem, mare majoritate suntem a 12, da, deci vom pleca. Da. Așa că avem nevoie de persoane noi. Dar așa, alte activități speciale, mai aparte, nu cred că sunt încă. Etapa de recrutare, ceea ce se întâmplă chiar după națională, din cauza, cum a zis și colega mea, cam toți suntem a 12, așa că o să trebuiască să ne grăbim, să găsim cât mai mulți să ne ia locul. Deci se înțeleg că dacă sunt acum elevi care ne ascultă, sunt invitați cu mare plăcere să ia parte. Îi primim cât mai repede. Să ne dea mesaj pe RoboPapiu, pe Instagram, eu le răspund cu mare drag oricând. Din păcate, timpul trece foarte repede și trebuie să încheiem. Eu vreau să vă felicit, în primul rând, pentru toată activitatea și munca voastră intensă și frumoasă și pentru faptul că ați ajuns până aici și de asemenea să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați aflat în seara aceasta alături de mine. Și noi vă mulțumim. Și vă doresc de asemenea mult succes la etapa națională, să auzim numai de bine. Da, sperăm și noi. Dragi telespectatori, vă mulțumim mult că ne-ați urmărit. Și nu uitați, dacă sunteți elevi, dintre cei care ne urmăresc acum, sunteți invitați cu mare plăcere să vă înscrieți în clubul de robotică RoboPapiu din cadrul Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai plăcută. La revedere!